Am pregătit pentru dumneavoastră ca un mic rezumat, un filmuleț care cumva o să vă arate așa în linii mari cum s-au decurs lucrurile acolo și tot ce ne-a ajutat Dumnezeu să facem. Până pregătesc cei de la tehnic proiectarea lui, vreau să mă mărturisesc că a fost o experiență unică în viață pentru mine. Cred că o să port această amintire foarte mulți ani cu mine. Nu ne-am așteptat la impactul acesta, nici măcar nu am crezut că va avea un efect atât de mare. Oamenii de acolo sau, să spun așa, comunitatea de acolo, faptul că noi n-am plecat și le-am spălat piciorușele lor, au venit oamenii albi să spele piciorușele copiilor noștri. Deci a fost și emoțional, și spiritual, și social, ca o undă de șoc. Vă mărturisesc că am surprins copiii care veneau și ne mângâiau pentru că n-au mai văzut în viața lor o piele albă. Am văzut o fetiță care se ducea, știți că în gena lor părul crește, are o altă structură, și am surprins o fetiță mică, când s-a dus la una din fetele noastre și uimită îi mângâia părul și cumva căuta să înțeleagă ce natură sau textură are acest păr. Deci pentru noi a fost o experiență extraordinară, Dumnezeu ne-a însoțit acolo. Cumva noi ne-am dus pregătiți pentru... Noi am avut pe listă cumva cam 800 de copii, noi ne-am dus pregătiți pentru 1800 de copii și în final ne-am ocupat de 3100. Deci când am văzut modul cum încep să se adune copiii, cumva am calculat imediat toate satele unde vrea să mergem și am schimbat cumva lucrurile pe care noi le pregăteam. Dacă este pregătit, bun. Mulțumesc frumos. Vă invit să urmăriți în scurtere jumătate din misiunea din Tanzania. Africa, tărâmul cufundat în nevoie. Acest continent are nevoie de încă multă speranță, iar această speranță o putem aduce noi, tu și eu împreună. Putem fi mâna lui Dumnezeu care se întinde spre acest continent. Am descoperit foarte multe nevoi aici, foarte multă sărăcie, nu că nu am fi știut, dar Dumnezeu ne-a trimis aici că putem fi mâinile și picioarele Lui. Domnul Iisus ne spune că nu este mai mare dragoste pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenul său. Poate nu vei putea niciodată să-ți dai viața pentru cineva, dar poți să dai din timpul tău, poți să dai din resursele tale, poți fi o binecuvântare.
s-a băgat în pietrele, iar astea sunt bănci. We are very happy because actually in Mabama there is 90% is Muslim, but I know this blessing we are going to get many Christian men followers because for this blessing. So God bless you, Samaritan, and everyone who help and support and everything for us. We are very proud for this ministry. God bless you. Thank you very much. God bless you too. Amen. And keeps you like that with the fire. Fire. Of God. Of God. Of preaching. Moving, preaching. Hallelujah. And may God bring revival here. Amen. Holy fire. Hot fire. Nu știu cum Dumnezeu va așeza și va programa lucrurile, nu știu cum vor decurge lucrurile, dar simt că este un loc pe care Dumnezeu ne va mai da posibilitatea să mergem și să putem fi o binecuvântare. Comunitățile de acolo sunt foarte sărace, bisericile de acolo, și chiar aș vrea să rog pe băieții de la tehnic să vă pună cum... Am intrat într-o casă a unei văduve și aș vrea să vedeți cum arată o casă a unei văduve în Africa și în ce condiții trăiește și unde doarme. Dacă puteți să derulați imaginile. Aici este bucătăria, vasele acelea pe care le vedeți sunt vasele cu apă, acolo este aragazul, focul care se... Aici este cumva, își pregătea o mămăligă, porumbul ei este, are o culoare gri. Aici sunt lemnele unde le ține pentru gătit. O să vedeți că tavanul este transparent, se vede prin el, efectiv vezi cerul. Următoarea cameră în care intru, asta este cumva... living-ul, ca să spun așa, locul unde stau peste zi. Cam așa arată tavanul acolo, în casa respectivă. Și apoi am intrat în următoarea cameră. Deci dacă cineva are vreun motiv să se plângă de condiții, să ne măsurăm înaintea lui Dumnezeu cuvintele, să nu-L întristăm. Aș vrea să puneți și pe ce dorm. Sunt câteva poze acolo și aș vrea să le puneți, pentru că vă rog să priviți. Asta este salteaua lor, o bucată de burete ruptă în toate părțile și practic așa dorm ei. Ăsta este dormitorul, dacă pot să spun așa, unde dorm. Așa cum vă spuneam, Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns în 9 sate, am vizitat și susținut cu ajutorul lui Dumnezeu peste 3.000, cred că undeva la 3.100 din calculele noastre. Eu am pus și câteva poze și ei le pot derula, să vedeți cumva satele unde am fost, modul... Acesta e transportul nostru, bagagii se cheamă, practic un fel de motoretă cu ataj, și cu ei am cărat. Aceasta este biserica lor, care cumva vor să o construiască. Au început. Ce m-a impresionat la biserica aceasta este că, deși sunt foarte săraci, fiecare membru a venit cu câte o piatră. Și îmi spunea, frate... Unul a venit cu câte o piatră, altul a venit cu câte un chil, sau cum se poate numi, de nisip. Și zice, toți membrii bisericii, tot ce vedeți aici este ridicat de către membrii bisericii. Este adevărat, ne-au solicitat ajutorul și m-au rugat, dacă putem să-i ajutăm să poată să-și termine cumva acoperișul. Eu le-am promis că voi... face tot posibilul să le pot trimite banii de care au nevoie să-și poată pune acoperișul. Este singura lor, aceasta e biserica unde se adună ei în momentul acesta. E practic
o verandă cu câteva pături unde ei se strâng și îl laudă pe Dumnezeu. Lucrul care m-a impresionat foarte mult la ei este credincioșia lor. Și vreau să vă spun că programele lor religioase se desfășoară în felul următor. Se întâlnesc la ora 10 dimineața și stau până la 6 după amiaza în biserică. Și am întrebat, dar ce fac atâta timp în biserică? Eu obișnuit cu programul nostru. Și zice, nu. Zic, nu ies să mănânce, să bea apă, să fac o pauză. Zice, nu. De la 10 dimineața, aceasta este o altă biserică dintr-un sat. Vă rog să vedeți, pietrele acelea sunt scaune și undeva în spate, mai sunt și alte poze, o să vedeți că sunt băncile. Acesta este amvonul de la care se predică, cam așa arată biserica acolo. Ce să vă zic? Fraților, m-a cercetat Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă, dacă am cârtit vreodată în casa Ta, dacă am fost vreodată nemulțumit, nu știu, dacă mâine ne-am putea întâlni toți în condițiile acestea, câți ar mai rămâne în biserică? Avem harul aerului condiționat, e acolo, nu au așa ceva. Deci, vedeți, nu există geam, pe jos este pământ. Pământul la ei, am observat, este are o altă structură, este foarte nisipos. Deci, o să vedeți în foarte multe poze că pământul este foarte nisipos. De aceea, aș vrea să păstrăm înaintea lui Dumnezeu recunoștința. Avem tot ce ne trebuie și mai mult decât ne dorim. Suntem privilegiați și avem un har nespus de mare. Aș vrea să vă spun că împreună cu noi au fost câteva surori medicale, am pus și câteva poze pe care noi le-am surprins. Copiii acolo au dezvoltat un fel de bacterie, o ciupercă care se localizează pe pielea capului. Și dacă aici este un copil cu o malformație, are 7 degete la o mână, doctorița care a fost cu noi, Mariana Olteanu, Domnul să o binecuvinteze, spunea că această problemă s-ar fi putut remedia foarte simplu dacă ar fi putut merge la un spital de specialitate. Acele degete care erau un plus crescute s-ar fi putut amputa și să aibă o mână cât se poate de normală. Cu ajutorul lui Dumnezeu, surorile noastre, am avut și vreo 4 asistente cu noi, Domnul să le binecuvinteze. Ele erau acolo ca furnicuțele, când observau o problemă sau o situație care se poate trata, imediat preluau copiii și îi tratau. Au găsit foarte, o să observați, foarte mulți copii desculți, practic. Și chiar aș vrea, îl rog pe Robert să-mi aducă, v-am adus niște mostre până unde se poate purta niște papuci și cum arată niște adidași. Și aș vrea să vă uitați, deci, cam așa arată o pereche de adidași purtată, nu știu ce se mai poate înțelege din ei. Aș vrea să vă arăt și cum arată papuci. Vă rog frumos să priviți cât se pot purta niște papuci și până unde pot ajunge. Și am găsit foarte, foarte mulți copii desculți și așa cum vedeți, cu foarte multe răni. Chiar îmi amintesc când spălau tinerii, au remarcat un lucru foarte neobișnuit și de neînțeles. Aveau pielea ca de elefant, foarte aspră și nu înțelegeau, dar de ce au pielea atât de bătătorită și de aspră? Și după ce am văzut condițiile în care merg și în ce, cu ce sunt încălțați, ne-am dat seama că de fapt aceasta este o reacție a pielii, pentru că dacă tot stai de când ești mic în condițiile respective, în praf și neprotejându-ți piciorul în condițiile acelea aride, să știți că tinerii noștri au muncit zi lumină. Ne trezeam dimineața, pregăteam câte 500, 600, 800, 1000 de pachete și apoi plecam spre satele care ne așteptau. Am avut o grupă de fete, Domnul să le binecuvinteze, care s-au ocupat de copii să-i țină cumva în activitate. Vă dați seama, dacă veneau 500 de copii odată pe noi, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Ne luau pe sus. Așa că am avut o grupă de fete care i-au ținut, au făcut jocuri cu ei.
Aici puteți vedea cumva cum fac jocuri, cântă cu ei. Iar aici puteți vedea cum ne organizam noi în momentul respectiv. Am făcut cumva o zonă separată unde copiii erau aduși, iar în spatele lor cumva puneam îmbrăcămintea, încălțămintea, ca să ne poată fi foarte ușor să-i îmbrăcăm, să-i încălțăm, să-i putem binecuvânta așa cum ne-a ajutat Dumnezeu. Vă mărturisesc că Dumnezeu ne-a ajutat și am transportat în bagajele noastre o tonă jumătate de încălțăminte și haine. Dumnezeu să fie binecuvântat, am avut mari emoții că ne vedeau cu dita mai bagajele și gândiți-vă că fiecare dintre noi a luat 40 de chile și în acest bagaj de cală 40 de chile exclusiv au fost duse, a fost dusă încălțămintea, îmbrăcămintea și toate lucrurile care le-am pregătit pentru copii. Fratele Mircea Toca, Domnul să-l binecuvinteze, care ne-a făcut posibil această misiune și cumva ne-a fost și ghidul în tot ce am făcut, el mi-a spus de la început, zice: Cornele, dacă vrei să aduci ceva, te rog, adu încălțăminte și îmbrăcăminte cât poți. Pentru că în cultura lor de acolo, bărbatul se îmbracă cel mai bine, femeia cei mai rămâne, iar copiii rămân efectiv dezbrăcați. Copiii nu sunt înaintea lor o prioritate. Uitați aici, vedeți papucii pe care vi-am arătat, i-am luat, am zis, nu pot să nu iau aceste mostre cu mine. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun este că mediul de viață acolo durează până la maxim 58-60 de ani. Din cauza condițiilor, mulțumesc foarte mult, din cauza condițiilor de viață și a bacteriilor care sunt acolo, cumva ei nu pot să trăiască mai mult sau au maxim 50-60 de ani. Un alt lucru care aș vrea să vi-l spun este că sunt foarte mulți copii orfani. În Tabora, unde am fost, sunt aproape 2 milioane de copii orfani. Pentru că statul nu reușește să gestioneze această problemă și pentru că el nu poate să facă lucrul ăsta, cumva lucrul ăsta este scăpat de sub control. Orfelinatele acolo sunt doar de către organizații externe care vin și cumva înțeleg această nevoie și se ocupă foarte atent de acești copii. Dar restul copiilor, ca să înțelegeți ce soartă au, când le mor părinții și peste 60%, îmi spuneau de acolo localnicii, din femei mor la naștere, pentru că nașterea are loc în condițiile în care le vedeți, asistat de cine poate, și se produc infecții, nu reușesc să nască normal, apar complicații și 60% din femei mor la naștere. Le-ar trebui 20 de lei în banii românești ca să fie duse până la un spital și să fie salvate, dar pentru că nu au acești bani, rămân foarte mulți copii. Când un copil rămâne orfan, ca să înțelegeți mentalitatea de acolo, statul nu îl înregistrează. Până la vârsta de 5 ani, copilul rămâne inexistent în acte. Pentru că procedura acolo cum este? Dacă moare părinții unui copil, și acolo familiile sunt destul de numeroase, familia apropiată, dacă vor să preia copiii aceștia, îi preiau fără acte, fără niciun fel de dovadă, sau vecinii. Dar procedura e în felul următor. Întâi mănâncă copiii lor și dacă mai rămâne ceva, mai dă și orfanului. Și foarte mulți copii orfani mor până să atingă vârsta de 5 ani. De aceea statul nu îi înregistrează nicăieri. Ei rămân neluați în evidență. Dacă depășesc vârsta de 5 ani, cumva statul le mai dă o șansă și atunci sunt înregistrați cu acte și în speranța că își vor putea depăși pragul acesta de dificil de viață. De aceea, chiar și îmi spuneau fetele, au găsit foarte mulți copii malnutriți. Mâncarea lor de bază este porumbul și îmi pare rău că nu am avut timp aseară, am stat foarte târziu pentru că știți cum a fost perioada aceasta și a trebuit un pic să aranjez câteva lucruri și în viața mea și în slujirea noastră. Și îmi arăta un pumn de făină, un pumn de, ei nu au făină acolo, la ei nu crește grâul, crește decât porumbul
și mi-arăta, zice, uite, asta este mâncarea pe zi a mea. Și am văzut două bucățele așa de mămăligă și zice, asta e ce mi-a rămas și păstrez pentru diseară, să mai mănânc și diseară. Și spunea surorile noastre doctorițe, zice, din cauza malnutriției, foarte mulți copii dezvoltă probleme. Am găsit un copilaș și îmi pare rău că nu am poza aceasta, frații care au fost cu noi, tinerii sunt martori, am găsit un copilaș, cred că nu avea înălțime mai mare decât atât, într-un câmp. Ne-am oprit, de fapt, nu ne-am oprit. Unul dintre microbuzele cu care noi circulam a fost oprit de poliție, foarte multe controle acolo și e normal. Și cumva ne-am oprit în mijlocul câmpului toți, zic, nu putem merge mai departe, trebuie să mergem împreună. Și în timp ce ne-am dat jos din microbuz, am văzut la o depărtare de, cred că, 800, un kilometru, un copil mic, în câmp. Ne-am dus glons la el să vedem ce se întâmplă. Am încercat cumva să înțelegem, am avut și un traducător cu noi și am rămas șocat. Un copil atât, care a spus că avea 12 ani, eu nu-i dădeam mai mult de 7 ani și doctorița a spus, care a fost cu noi, a spus din cauza malnutriției, nu cresc, nu se dezvoltă, n-au vitamine, n-au proteine, n-au nimic. Și l-am întrebat, dar tu ce faci aici? Și zice, m-a trimis mama și tata să strâng niște rădăcini de copac ca să facem focul să mâncăm ceva în după amiaza aceasta. Deci vă mărturisesc că am crezut că cad și a zis, Doamne, copiii noștri sunt răsfățați, chiar fac mofturi, pretenții. Și ce vină are copilul acesta? Ce vină are înaintea ta? Îmi doresc din toată inima să fim oameni înaintea lui Dumnezeu mulțumitori și recunoscători. Dumnezeu ne-a dat un mare har. Suntem nu bogați, răsfățați și să-i dăm cinste și slavă lui Dumnezeu. Să nu cârtim și să nu murmurăm, să nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu de lucruri pe care Dumnezeu s-ar putea să le întoarcă împotriva noastră. Ne-am ocupat de copilul acela, cum am putut? I-am dat și cu stânga și cu dreapta. L-am binecuvântat cum am putut și am plecat mai departe, dar am rămas în inima mea conștient de harul și de bunătatea lui Dumnezeu care se revarsă peste noi, ca biserică, ca țară, ca neam și ca copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat și El în toate să fie proslăvit. Aș vrea să vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, pentru tot suportul pe care l-ați avut față de noi. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să poarte de grijă fiecărei case, familii. Dumnezeu, vă mărturisesc că ne rugăm pentru țara aceasta, pentru locurile unde am fost. Fratele acesta, de fapt, noi am mers doar prin biserici. Misiunea noastră care s-a desfășurat acolo a fost în colaborare cu asociația aceasta Eternal Family, cea care cunoaște zona de acolo și știe tot ce se întâmplă în zona respectivă. Am avut rugămintea și ei au colaborat pe partea aceasta să mergem doar prin biserici, pentru că ne-am dorit ca mărturia bisericii să se vadă. Nu vreau să fie interpretată, nu știu, lucrarea noastră ca un ONG sau noi nu suntem un ONG, noi suntem o biserică, o misiune de evangelizare care evangelizează prin fapte și apoi vin și vorbele. Ne mărturisea păstorul de acolo că, repet, îmi pare rău că nu am pus la dispoziția dumneavoastră pozele respective. În timp ce noi făceam această slujire acolo, am văzut la un moment dat că trece un grup de procesiune. Și mintea mea cumva a început să înțeleagă, dar ce se întâmplă? Că din câte am proiectat eu că se întâmplă, ei ne vor înconjura pe noi. M-am uitat după ei, am văzut, nu am înțeles și am întrebat păstorul. I-am cerut, zic, să ne explice și nouă ce se întâmplă. Zice, da, ei sunt musulmani. Ei își dau seama ce facem noi și ei acum încantă tot felul de duhuri să ne alunge de aici și cumva vor să oprească ce faceți voi. Zic, da, dar nu s-a întâmplat nimic. Păi nici n-avea cum să se întâmple, frate, că este Duhul Sfânt prezent. Și spunea, localitatea asta în care suntem noi,
10% sunt creștini și 90%, așa cum ați auzit de fratele George, sunt musulmani. A zis, oamenii de aici locali s-au obișnuit să vină să ceară musulmanilor ajutorul. Zice, este o reformă extraordinară pe care dumneavoastră o aduceți prin misiunea și lucrarea asta, pentru că se va schimba ceva în mentalul lor. Vor înțelege că pot să apeleze și la biserică. Și biserica poate să le fie un sprijin. Și ne dorim și ne-am rugat și am cerut lui Dumnezeu ca în urma noastră toată această ploaie Dumnezeu să aducă mult rod. Dumnezeu să cerceteze copiii aceștia. Vă mărturisesc că au fost copii care s-au speriat și au plâns când au văzut că suntem albi. Și nu am înțeles. Și am întrebat, le-am făcut ceva? Zice, nu, ei n-au văzut în viața lor un alb. Nu înțeleg cine sunteți, ce faceți. Alții au reacționat, vă spuneam, mângâindu-ne, se apropiau de noi, ne luau părul, mângâiau fetele. Un copil. Multe persoane și mulți oameni de acolo n-au părăsit niciodată localitatea lor și zona aceea. Sunt sub, nu știu, sărăcia posibilă de dezvoltare. Nu au curent acolo, nu au condiții, nu au multe lucruri. Sunt oameni care trăiesc în condițiile pe care sunt condiționați să trăiască. De aceea, Dumnezeu să fie binecuvântat și înălțat. El să fie proslăvit și onorat în toate aceste lucruri. A fost o mare cinste și o mare onoare pentru noi să putem sluji lui Dumnezeu și să putem face ca numele Lui să fie binecuvântat. Credem din toată inima că în urma noastră Dumnezeu va aduce o ploaie și lucrurile acestea vor fi spre slava și spre gloria Lui. Amin.